11 km de loc în care locuim, suntem pline de spume, pentru că e imposibil să găsești o parcare aici și ăștia conduc infernal de prost. Și, mă rog, asta e piața. Cumpărăm și noi repede ceva, uite o video acolo, niște roșii. Roșii, pește și, păi, banane parcă n-aveau un gust prea interesant. Și plecăm spre... O să mergem spre farul din Albion. Da, asta e papaya. Ok, hai, caută repede niște roșii și verdeață avem, ale avem. Nu ne mai trebuie nimic. Ia, vezi, astea tot o vale, nu spune? Un toblac imens. Un kilo? Da. Tomat, tomat. Un kilo. Păi am crezut că găsim pește. Da, au pește, dar e pește uscat. Aici? Boisson, crab, bœuf. Ce stie? Aici? Aici știi că găsim pește proaspăt. A, e hala de carne și de pește. Super! Uite! Uite, ton, din ăsta vrem. Ăsta e tonul. Și ăsta. Uite! Nu, nu e prea mare. Păi ne tai o felie. Deci nu e prea mare? Nu e prea mare. Și varianta întreagă. Aici. Bine, asta e un frate mai mic al... Nu e, asta e ton. Dar e un frate mai mic al ăia de acolo. Hai, luăm o felie de asta. Hai, how much is it? One... 22. Are? 154, uite. Deci o halcă de asta de ton, 154. Remote deschid? Thank you. Și ăsta ce e? Ăsta de aici. Ăsta. Lindo. Lin. Vrei să luăm și de ăsta? Da. Nu, nu, nu. 140, tot așa, one piece. Deci 154, nu? 155, pardon, da? Cam grăsul. Aia, lasă, dar le scurtăm pe aia. Ia. 126. 154 cu 126. 280, niște super pește. Catfish. Yeah, very nice. Deci cred că chestia asta e ceva făcut din sânge. Sau e tipat. Hai că ne apropiem de far. Yeah.
Da, deci este înalt de 30 de metri și este încă în funcțiune, deci probabil că nu o să ne lase să urcăm. Ia. Evident. Dar putem să vedem priveliștea pe partea asta, nu? Da, dacă nu era în funcțiune, ne-ar fi lăsat, dar așa, dacă funcționează, nu cred că te lasă, nu? Că strigi naibii ceva pe acolo. Apeși pe un buton și le stingi becul. Wow, uite ce mișto se vede gaura aia în stânga acolo, vezi? Vai, ce mișto e! Da, cred că aici era loc bun de pescuit pentru tine. Azi mai multe, două găuri. Și o piscinuță naturală aici jos. Da, foarte frumos de aici, super. Am găsit o chestie voodoo pe plajă care arată foarte creepy. Da. Or fi mormântat un copil. Oricum arată, are și o sticlă de cola în ea, e ceva super creepy. A adus apa, probabil că i-a dat drumul ăsta. Un băț. Dus. Hai, frate, prima captură în Mauritius în ultima zi. E și nu e, nu e nici mic, nu e nici... E bunicel! Hai, mă, cât... E bă, nu e mic! Ce facem cu el? Îl vindem la piață? Vai, deci când ne-am chinuit o săptămână să te prindem, ca să... Acum asta a fost. Na. No.
Profităm de ultima zi de plajă din Mauritius. Aceasta a fost scurta noastră vacanță pe această minunată insulă. Dacă v-a plăcut materialul pe care l-am realizat în Mauritius, nu uitați să dați un like și subscribe dacă vreți să vedeți mai multe materiale din excursiile noastre. Și ne vedem data viitoare într-o altă destinație. Bye, bye!